Peste 50 de societăți comerciale au fost verificate de către polițiștii mehedințeni în ultimele 24 de ore. Șirul acțiunilor de verificare continuă întrucât siguranța cetățenilor este cea mai importantă. Se pare totuși că cetățenii omit respectarea măsurilor de protecție, întrucât amenziile au avut o valoare totală de 4000 de lei. Pe fondul creșterii numărului de cazuri de COVID-19, polițiștii mehedințeni au efectuat activitățile de verificare a modului în care se respectă măsurile de siguranță impuse. În ultimele 24 de ore, polițiștii au verificat peste 50 de societăți comerciale și peste 300 de persoane. Oamenii legii vor continua verificările și în perioada următoare pentru siguranța cetățenilor, întrucât oamenii omit respectarea măsurilor de protecție, dându-se amenzi în valoare totală de 4.000 de lei în doar 24 de ore. 27 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, dintre care 4 au fost pentru nerespectarea măsurilor privind carantinarea. De asemenea, călătorii trebuie să fie precauți, întrucât mijloacele de transport în comun vor fi verificate de către polițiști, atât în uniformă cât și în civil. Doar în ultimele 24 de ore au fost verificate 35 de autovehicule.